Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Sâmbătă vremea se va menține caldă pentru această dată, astfel încât temperaturile maxime se vor situa între 8 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și 6 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab local în sud, vestul și sudul țării și izolat în rest, iar în zona înaltă de munte vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Duminică, deși temperaturile vor marca o scădere ușoară, în special în regiunile nord-vestice și de sud-est, vremea se va menține caldă pentru începutul lunii martie, astfel încât temperaturile maxime se vor situa între 7 și 15 grade Celsius. Cerul va avea înorări temporare și local va ploua slab în jumătatea de nord-vest a țării, mai ales seara și noaptea, în timp ce pe crestele montane înalte se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Luni vremea va fi în continuare caldă, semn că primăvara vine cu pași repede spre noi, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 și 6 grade Celsius. Cerul va avea înorări temporare ziua și pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe sau burniță, îndeosebi în nordul și estul teritoriului. Să vedem ce temperaturi vom avea mâine în regiunile României. În Maramureș, mâine se vor înregistra temperaturi cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. Aici, mâine va ploua în întreaga regiune. În Crișana se vor înregistra temperaturi cuprinse între 11 și 12 grade Celsius. Dacă vorbim despre Transilvania, aici, mâine se vor înregistra temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius. În sud, cerul este înorat, iar în nord, mâine va ploua. În Oltenia avem temperaturi bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. La fel, mâine cerul va fi înorat. În Muntenia vom avea temperaturi cuprinse între 14 și 16 grade Celsius. Cerul va fi înorat, iar în București soarele va ieși puțin de după nori, încălzind localnicii cu o temperatură de 14 grade. În Dobrogea se vor înregistra temperaturi bune între 10 și 14 grade. Cerul va fi înorat. În regiunea noastră, în Moldova, mâine vom avea temperaturi foarte bune, cerul va fi înorat, iar temperaturile vor oscila între 9 și 14 grade cu 13 grade în județul nostru, în județul Iași. În Pașcani de mâine se încălzește până luni, deși vom avea în majoritatea timpului un cer predominant noros. Temperaturile sunt în creștere, ele indicând sâmbătă 8 grade Celsius, duminică vom avea o temperatură de 10 grade, iar luni se va înregistra o temperatură de 11 grade Celsius. Până luni ne putem bucura de o vreme frumoasă, căci mai apoi ploile vin din nou, iar temperaturile scad. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Epate și până data viitoare când ne vedem, rămâneți pe BIT TV. Numai bine!